3 martie 23. Imediat să spun și ora cât este. 12. Albinele încep să iese. După o perioadă lungă de inactivitate, frig. Azi noaptea am avut 0 grade. Nu este soare, dar albina dornică de activitate, totuși suntem în martie. Începe să iese. Merg foarte încet pentru că e mult albină jos la apă. Încep să vină și aici. Apă cu sare, am spus-o eu de multe ori. Apă cu sare, sare de sac, sare drob. Nu sare de bucătărie. Acum am văzut că sunt persoane care bagă și în interiorul stupului. Pe mine unul chiar nu mă deranjează. Am mai spus eu, fiecare are dreptul să facă ce vrea la el în stupină. Încep să iese. Așa arată cornul deschis. Nu știu dacă iese să se mai încălzească un pic. E posibil deja să aducă și polen. Filmarea poate o să continui și mai încolo în caz că aduc polen și o să postez mâine pentru că eu sunt cu turtele. Completăm care am mâncat. Luăm pe cele vechi, punem altele noi. Cam asta e perioada. Astăzi și mâine, sâmbătă, se anunță mai cald un pic la mine. Asta o să lucrez, pentru că de săptămâna viitoare se anunță din nou răcoare și ploi. Uite, de exemplu, mă întreba foarte multă lume, condensul. Uite, ăsta, de exemplu, cât condens are. Da, toți sunt aplecați și vine aici și se scurge surplusul. Ăsta nu are, ăla nu are, nici la celălalt nu se vede nimic. Nici ăsta nu are, se vede că e curat acolo. Am apucat să dau astora turta rândului astea, ăsta e ultimul rând care l-am făcut pentru că mi-a foarte mult, plec din partea aia până vin aici. Legat de turtele proteice, fiind foarte scumpe, trebuia să las rândul ăsta nepusă deloc. Ca idee să vedem cum se dezvoltă. Doar că am apucat să pun și lăsăm așa. Mai zicea cineva prin alt, pe alt canal, că arăt ce vreau. Stupi, la stup se referă. Da, normal că arăt ce vreau. Dar să știți că tot ce arăt este real. Nu mint cu absolut nimic. Am spus-o și eu că am și stupi buni și stupi slabi. Nu mă ocup cu egalizări momentan. Că sunt unii foarte buni sau că sunt prea buni. Da, știu și eu asta, nu e nicio problemă, nu mi-e frică. Ne pregătim de culesuri. Nu știu exact care o să fie primul cules. Bine, primul cules pomii fructiferi, dar nu de extras. Vedem dacă facem rapiță, încă nu suntem hotărâți. De ăștia toți zboară bine. Da, ne hotărâm atunci, pe moment. Cam astea. Completăm turte.
și dăm înainte. Așteptăm primăvara. Cam așa arată stupii. Se vede că este albină de aici. E plin intervalul până chiar și pe ultimul. Aici nu este. M-a întrebat cineva de ce nu restrâng. Păi poate de asta nu restrâng, că s-ar face și mai buni. Asta așa, ca o paranteză. Tot un multietajat. În general, multietajatul sunt stupii mei cei mai buni, am mai spus-o și anul trecut. Nu o să mai deschid, pentru că nu deschid. Am deschis, s-a văzut, cine vrea să creadă bine, cine nu. Nu e nicio problemă, sunt ai mei, nu am cerut la nimeni nimic și nici nu o să cer. La turtele astea nu mi-a plăcut niciodată că la un colț are 2 cm și la colțul celălalt gol. Nu se așează deloc bine. Dar asta este când dai repede înainte. Așa ți-a, uite și asta la fel, aici are 2 cm și aici pe colțul ăsta e lipsă coală. Asta e cel mai mare inconvenient al turtelor. Ostura. A ținut o oră zborul. Făceam planuri de polena, de unde. Asta este. Și-au băgat un pic de apă. Am băgat și eu niște turte. Asta este vremea la mine. Personal, cred că fără turtele astea nu s-ar face nimic. Pentru că zbor aproape zero până acum. Nu vorbim de polen. Asta este. Fiecare să facă cum consideră că e mai bine.